Fârcașa are bazin de înot funcțional. Primarul Ioan Stejeran era tare nemulțumit că localnicii nu au unde să facă mișcare și mai ales că elevii din comunitatea sa făceau naveta până în Baia Mare pentru a învăța să înoate. Iar acesta a fost un motiv suficient să înceapă demersurile pentru a construi un bazin în comună. S-a dus pe capul celor de la Compania Națională de Investiții până ce au acceptat să aloce fonduri, așa că acum bazinul funcționează. Acum hai să spunem pe cele drepte. Să spunească ce caut acolo. Ce? Ziceați. Până la urmă, perseverența, da. Da, spunea, iar ai venit, ce cauți aici? Păi iar am venit, domnul director, îmi trebuie și mie un pic, pentru copilașii de aici. E un vis costisitor, dar pentru folosul comunității. Niciodată, dacă e ceva folositor, nu voi ezita să aduc comunității din Fărcașa, chiar dacă sunt costuri. Costurile, noi le rezolvăm, și noi trebuie să găsim resurse financiare ca să îl putem întreține la standarde care copilașii noștri să învețe. Avem ambiție, așa, să nu stăm tolăniți, să facem mișcare, să ne dezvoltăm și mă bucur că majoritatea părinților și locuitorilor din Comuna Fărcașa apreciază lucrul acesta și tot mai mulți încep să practice sportul. Autoritățile prezente la inaugurarea bazinului apreciază eforturile primarului din Recea, iar faptul că s-a reușit realizarea acestei investiții ar trebui să fie un exemplu și pentru ceilalți edili din Maramureș. Eu sper ca cât de mulți primari din județul Maramureș să vină să ia exemplul dumneavoastră. Și da, se poate, nu poate nimeni să se plângă în Maramureș și în România că nu poate să dezvolte comunități. Să ia exemplu de la Fărcașa, da? Așadar, stimați colegi, dragi primari, uitați-vă cum s-a făcut la Fărcașa, nu trebuie să mergeți în Germania, nu trebuie să mergeți în Franța, nu trebuie să mergeți în Austria, puteți veni la Fărcașa să vedeți cum se pot face lucrurile. Trebuie să muncim în continuare pentru oameni și să-i ajutăm. Și să ajutăm comunitățile cu ajutorul Bunului Dumnezeu să facem în fiecare comunitate, astfel încât oamenii cu adevărat să ducă o viață mai bună, să simtă că au parte de tot ceea ce văd dincolo, peste votare, că și aici, în România, se poate și că nu suntem cu nimic mai prejos față de o altă comunitate din Occident. Cei de la Compania Națională de Investiții declară că până la sfârșitul anului se va încheia construcția a 100 astfel de bazine de înot în toată țara, acesta din Fărcașa fiind al 45-lea. Directorul CNI are și un fel de premoniție sau, poate mai bine i-am zice, dorință. Eu mă bucur când văd investiții ale noastre, cum e și acest bazin, cred că e al 45-lea făcut în România, finalizat. Cred că mai avem vreo 40 în execuție. Noi sperăm că într-un an jumate, adică până la sfârșitul 2025, să avem 100 de bazine făcute de CNI în România. Și ce să vă spun, mă bucur mult și poate următorul David Popovici va fi din Fărcașa. Nu da, se știe niciodată. Bazinul acoperit de înot din Fărcașa are și vestiare, grupuri sanitare, dușuri, saună, stație de tratare și pompă de apă. De asemenea, există o centrală termică, stație filtrare apă, punct de prim ajutor, oficii și o parcare. Acum că acest proiect s-a finalizat, administrația locală se gândește să mai construiască un bazin în aer liber, destinat copiilor.